Subvențiile aferente anului 2015 au fost doar într-o mică măsură achitate de APIA către fermieri. Crescătorii de animale încă mai așteaptă banii de anul trecut, asta în condițiile în care plățile ar fi trebuit făcute cel târziu până în primăvara acestui an. Conducerea APIA anunță însă că ministerul a întocmit un nou calendar și că oamenii își vor primi banii până la jumătatea lunii august. Din păcate, așa cum spuneam, nu am reușit să plătim fermierii în sectorul animalier. Am început undeva în luna iulie, 5 iulie, plata ajutorului național tranzitoriu pe schema de lapte. Am continuat cu, pe cap de bovin, acel ajutor național la care dumneavoastră vă referiți și sigur că în aceste zile plătim ajutorul pentru ovine și caprine și sprijinul cu plat. În ceea ce privește subvențiile pe anul 2016, chiar în această perioadă se primesc cererile, urmând să fie verificate parcelele cu fânețe. Dar și fermierii care au solicitat ajutor național tranzitoriu pentru plata culturilor din teren arabil.